38 de bursieri au fost aleși la fondul de burse Bilca pentru educație în Țara Făgărașului. În anul școlar 2019-2020, Fundația Comunitară Țara Făgărașului a anunțat încheierea aplicațiilor și selecția beneficiarilor burselor din fondul Bilca pentru educație în Țara Făgărașului, proiect care vizează susținerea elevilor buni la învățătură să-și continue studiile. Bursele s-au acordat în urma unei jurizări făcute atât de reprezentanții fundației cât și ai sponsorului Bilca, cuantumul unei burse fiind de 1900 de lei. Pentru susținerea financiară, în anul școlar în curs, 38 de copii cu situații materiale precare au aplicat și au fost cu toții selectați, deoarece toți au îndeplinit cerințele de acordare. Majoritatea au media generală peste 9 și cei mai mulți sunt în clasele 5-8. În plus, aceștia au prezentat în număr mare la depunerea dosarelor diplome, premii și alte semne de recunoaștere a participării la olimpiade, concursuri literare, festivaluri artistice și competiții sportive. Media venitului pe membru de familie este sub 800 de lei în 90% din cazuri, iar familiile au în general o componență de 4 membri. Dintre toți cei 38 de bursieri ai anului școlar în curs, doar 3 au domiciliul în Făgăraș. Restul provin din mediul rural, cu precădere din localitățile Lisa, Drăguș și Hârseni. Mai multe detalii puteți găsi pe www.tvfăgăraș.ro.